Mă rog, l-au văzut domnul Radu. Bună seara! Mulțumim pentru invitație. Suntem prezenți astăzi aici pentru punerea în funcțiune a noii străzi a aeroportului, așa cum o vedeți într-o nouă față. În urma unei asocieri între Consiliul Județean anul trecut și Municipalitatea din Bacău, cu o contribuție de 95% Consiliul Județean și 5% Municipiul Bacău. S-a semnat contractul în septembrie anul trecut, proiectare cu execuție. Pe 15 martie s-a dat ordinul de începere la execuția acestei lucrări complexe. Valoarea contractului este de 2.200.000 și ceva de euro. De mii de euro. O lucrare complexă, relocarea utilităților, rețelelor de utilitate, practic toate rețelele de utilitate publică sunt noi, sunt pe sub carosabil, iluminat stradal, 4 benzi, mână curentă, stânga-dreapta, deci practic dintr-o stradă aeroportului am transformat-o, nu știu dacă îndeplinește condițiile, dar într-o arteră. Este o adevărată poartă de intrare și eu cred că fiecare băcăuan se regăsește în această investiție care, iată, așa cum am promis și Dumnezeu ne-a ajutat, am și un constructor foarte bun și foarte serios, am reușit ca astăzi această stradă să fie pusă în funcțiune. Cam atât. Aeroportul internațional, dacă... Bună seara, cred că noi cei de la aeroport suntem printre cei mai fericiți pentru finalizarea acestei lucrări. Am operat timp de mai multe luni în condiții de șantier și știm foarte bine cât de greu a fost, dar știm importanța acestei investiții și mai mult de atât cunoaștem faptul că importanța realizării la acest nivel, la acestei străzi, rezidă și din problematica pe care am avut-o ani de zile și aeroportul a avut-o chiar în toată perioada de funcționare din ultimii ani pe situațiile de urgență. Vă spun cu toată responsabilitatea că nu știu cine ne-a ferit, nu am avut niciun incident la aeroport, la pistă și n-a fost nevoie de o intervenție masivă a celor de la situații de urgență, a salvărilor. Pentru că dacă s-ar fi întâmplat acest lucru, era o situație cât se poate de tragică. Practic, accesul acestor utilaje era imposibil datorită formatului pe care îl avea vechea stradă. Pot să fac o mică paranteză. Acum aproape 2 luni am avut o simulare de accident la pistă și toate utilajele care au intervenit la acest exercițiu au avut acces pe la unitatea militară, pe la Aerostar, pe vechiul format, practic neputând exersa astfel de evenimente. Da, am să spun și eu câteva cuvinte. Unii ar spune că pentru mine strada aeroportului a devenit o obsesie. Recunosc că o bună bucată de timp a fost un adevărat coșmar, pentru că Aeroportul Internațional Bacău în ultimii 10 ani a avut anual un trafic de peste 400.000 de pasageri, ceea ce a presupus și un trafic ridicat de microbuze, autocare, autovehicule și cu riscuri uriașe în cazul unui incident la Aeroportul Internațional despre care a vorbit mai explicit domnul Popovici. Intervenția Consiliului Județean a fost una decisivă. Mi-aș fi dorit să fac acest lucru atât cât am fost președinte al Consiliului Județean. Primăria Bacău n-a vrut să pună la dispoziție acest obiectiv astfel încât să se poată aloca bani de la CJ. S-a făcut această asociere dominată și dirijată de Consiliul Județean. Ne-am văzut aici în luna aprilie acestui an când am recepționat parcarea.
Am promis că până la finalul acestui an va fi finalizată și strada aeroportului la un standard extrem de ridicat. Vedeți, nu mai este niciun cablu aerian, toate utilitățile sunt îngropate în pământ, au fost schimbate din temelii. Este o adevărată arteră europeană. Mă bucur că aici vremea a ținut cu noi la strada aeroportului, în sensul că, practic, pentru toți constructorii astăzi este ultima zi de lucru. Muncitorii intră într-o bine meritată vacanță până ieșim din sărbători. Spre deosebire de centura Bacăului, care deși a avut un ritm extrem de susținut, nu s-a finalizat brațul vestic și n-a putut fi dat în trafic, pentru că acolo au apărut alte probleme. Aici, deși a fost o lucrare mică și lungime, maxim 2 km, ea a fost extrem de complexă, dar, repet, în ultima zi și în ultimul ceas ea a putut fi dată în trafic și mă bucur că s-a confirmat încă o dată că munca în echipă aduce beneficii. Fiecare din cei prezenți aici și-au adus o contribuție mai mică sau mai mare la ceea ce înseamnă aeroportul internațional George Ionescu Bacău, în adevăratul sens al cuvântului. Sperăm să ne vedem la primăvară, atunci când vor începe lucrările la pistă. Dacă permiteți o scurtă completare, poate nu e cel mai potrivit moment acest cadru, aș vrea să atrag atenția și să atragem atenția împreună cu Consiliul Județean autorităților locale care au obligația de a asigura fluidizarea traficului în această zonă. Am constatat cu neplăcere că de câteva săptămâni s-a reluat practica de a se parca, deși semnalistica este foarte clară, de a se parca stânga-dreapta pe toată strada, și solicităm intervenția poliției rutiere, poliției locale permanent pe zona de flux aerian, de zboruri, pentru că degeaba strada s-a făcut la nivelul acesta, dacă e blocată, revin aceleași probleme care au existat și înainte. Întrebări. Dar nu putem continua și... Încă o dată, cât a costat proiectul, dacă sunteți amare? 10.483.000 de lei. Cu tot cu TVA. Și execuția? Execuția de pe 15 martie s-a dat ordinul de începere la execuție și s-a finalizat aseară. Aeroportul internațional a mai rămas doar pista de modernizat. Ați auzit, s-a semnat autorizația construcției, urmează graficul de la jumătatea lunii ianuarie, graficul de lucrări. Și ce este cel mai important e că ceea ce pare că lipsește oana, pe 18 septembrie 2018, practic atunci s-a consfințit finanțarea europeană a acestui obiectiv, când în biroul Ministrului Transportului la momentul respectiv, Lucian Șova, s-a parafat documentele prin care Aeroportul Internațional Bacău, și terminal, și parcare, și dotări, și pistă, practic urmau a fi finanțate din fonduri europene. Să nu uităm și problema pe care aeroportul, sau pionieratul pe care Consiliul Județean și Aeroportul Internațional l-au avut în chestiunea cu Consiliul Concurenței. Faptul că am avut trafic de peste 200.000 de pasageri a pus problema ajutorului de stat, acum vreo 4-5 ani. O întreagă documentație, destul de laborioasă, dar care putea pune sub semnul întrebării finanțarea acestui proiect din fonduri europene. Până la urmă am răzvit cu toții și iată că aeroportul internațional George Ionescu este un obiectiv aproape a fi finalizat în totalitate din fonduri europene și un obiectiv important asupra căruia putem spune că ne-am ținut de cuvânt. Două întrebări. Spuneți. Da. Prima pentru dumneavoastră. Ați spus că ați avut în calitate de președinte al Consiliului Județean două obsesii. Prima este legată de șosea de centură, a doua a fost legată de aeroport cu strada aeroportului. Trebuie să recunosc că ați avut niște obsesii frumoase. Acum eu vreau să vă întreb ca... Și disproporționați în felul lor, da. Au fost oricum frumoase și băcăvanii le place sau nu le place, trebuie să aprecieze acest lucru pentru că sunt niște realități. Eu vă întreb acum, în calitate de europarlamentar, ce obsesie aveți pentru România?
Am o obsesie pentru, tot pentru județul Bacău și regiunea Moldovei și nu e a mea, e și a colegilor mei, din păcate, a mea și a colegilor mei, pentru că vrem sau nu vrem, organizația politică din care facem parte și pe care o conduc cu mândrie și cu onoare, este singurul vehicul care susține un proiect fezabil și anume autostrada Moldovei, Iași-Bacău-Brașov. Cea care, din toate punctele de vedere, costuri, avizare mediu, timp de execuție, este cea mai fezabilă. Și acest lucru a fost fundamental pentru un studiu care a fost lansat, prezentat mass mediei naționale în urmă cu 2 ani, tot la Ministerul Transporturilor, pe 6 decembrie 2018. Un studiu comparativ între cele 3 variante, prin nordul țării, prin nordul Moldovei, prin centrul Moldovei și prin sudul Moldovei, să spunem. Și cea mai fezabilă, conform documentului întocmit la comanda Ministerului Transporturilor de Jaspers, firma de consultanță a Băncii Europene și Investiții, califică această variantă Iași-Bacău-Brașov ca fiind cea mai fezabilă pentru a uni Moldova de Ardeal, de Transilvania, printr-o autostradă. Și acesta este proiectul nostru politic pentru următorii 4-5 ani, obsesiv, putem să-i spunem și așa, pentru că este următorul nivel pe care trebuie să-l atingem cu toții, nu numai Partidul Social Democrat, ci și celelalte partide și probabil că mâine, dacă veți răspunde invitației noastre, veți, de la ora 10 la Ateneu, veți vedea că vom lansa o provocare pentru toți actorii politici și nu numai, ONG-uri din municipiul județul Bacău, de a susține totuși cu toții doar această variantă, nu toate variantele de pe hârtie, ci doar această variantă Bacău-Brașov, repet, cea mai palpabilă și cea mai fezabilă pentru a realiza o autostradă între Moldova și Transilvania. Aceasta este obsesia sau proiectul nostru politic pentru următorii 4-5 ani. Nu știu dacă din păcate sau din fericire, dar noi nu mai suntem la guvernare la nivel național și sigur că nu vom putea de unii singuri. Trebuie și concursul celorlalți actori politici. Până acum, noi am fost, practic, partidul dominant și la guvernarea națională și la guvernarea locală. Ne apropiem de a trage bilanțul și în plan local. În plan național, aproape că am tras linie, suntem în opoziție. Și e clar că Iași-Bacău-Brașov, noi îl putem susține aproape din opoziție, dar cu argumente. Și a doua întrebare, așa cum am... Pentru că întotdeauna când este de criticat, criticăm, când este de prezentat ceva bun și util pentru comunitate, trebuie să, ca bucăoanii, să fie parte din informații. M-aș adresa reprezentantului aeroportului, pentru că obsesia echipei pe care domnul Benea a condus-o și este și domnul ministru Șova, domnul președinte Brașovean, după ce se va finaliza și pista se va moderniza. Pentru că vorbim de o arie mai mare de timp, 2024, aeroportul Bacău vizează anumite facilități ca să atragă și alte companii aeriene, mă refer low cost sau poate și altfel de companii să ducă la creșterea numărului de pasageri și dezvoltarea continuă acestui aeroport. Vreau să vă spun că nu așteptăm finalizarea pistei, refacerea pistei. Noi deja suntem de un an de zile în discuții cu mai mulți operatori. Sunt câțiva care și-au confirmat prezența pe aeroportul Bacău după finalizarea lucrărilor la pistă. Și astăzi poate opera orice alt operator aerian pe pista noastră. Nu există o restricție. Pur și simplu, necesitatea de a reface pista și necesitatea de a se reface tot terminalul și toată investiția aici au oprit, practic, până acum, n-au încurajat prezența altor companii. Vreau, în schimb, să vă spun că în această vară, drept pe cursă charter, a operat o companie din Turcia, vara viitoare, iarăși, pe o cursă charter, va fi o altă companie, deci nu există o restricție de prezență aici, dar categoric finalizarea tuturor investițiilor, vă spun cu siguranță, va atrage alte companii, alte destinații, alte curse și o să aveți și o să avem toți, sper, o surpriză plăcută în următorii ani,
o să avem o creștere spectaculoasă de pasageri pe aeroportul Bacău. Deci avem toate șansele Bacău să devină un nod aerian important. Deci aș face eu o pasă către domnul Șova și aș ruga să mai revină asupra conceptului de flacă turnantă a transporturilor în zona Moldovei, în speță municipiul Bacău. Da, eu vă mulțumesc. Bănuiesc că domnul Dragnea a fost de acord cu mai întors aceste lucruri. Vă rog să bănuiți că mi-am exercitat prerogativele de ministru al transporturilor în conformitate cu jurământul depus. Bun, și ce a făcut guvernul dumneavoastră după ce ați făcut această analiză până în 2019, mă rog? Guvernul nostru. Ce a făcut pentru autostrăzi guvernul PSD? Bună întrebare. Ca să începem de la Bacău. Guvernul PSD a finanțat și a prins în proiectul de buget pentru 2019 finanțarea proiectării și a studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru Bacău-Brașov. Și a fost scos la licitație. Dar studiile de fezabilitate s-au făcut nenumărate. Vă rog să mă credeți că nici o autostradă nu va putea fi făcută înainte de studii de fezabilitate. Nu am dat cu studii de fezabilitate, cât dumneavoastră știți mai bine, probabil, între Sibiu și Deci, nu? Câte studii s-au făcut până acum și n-a început nimic. Deci, înainte de a începe ceva, oricum trebuie un studiu de fezabilitate. Iar Bacău-Brașov n-a avut niciunul. În calitate de jurnalist care trăiți în Bacău, bucurați-vă că am început un SF și un PT. Care n-a fost început deloc. Câte studii de fezabilitate s-au făcut între celebra Sibiu Pitești? Nu. Multe, dar nu suficiente. Deci, m-ați întrebat ce a făcut guvernul PSD. Eu ziceam că bem o cafea. Dar haideți să vă spun. Guvernul PSD a finanțat un SF și un PT și a pus de o manieră ireversibilă acest proiect pe harta României. Și vă spun de ce. Pentru că doar un studiu de fezabilitate nu pune de o manieră ireversibilă. Un studiu de fezabilitate care trebuie să fie însoțit de proiect tehnic presupune și obținerea acordului de mediu de către cei care fac studii de fezabilitate. Deci Bacău-Brașov, spre deosebire de Iași, Târgu Mureș, spre deosebire de Iași, de Sibiu, Pitești și altele, în 24 de luni de la semnarea contractului va avea studiu de fezabilitate, acord de mediu, proiect tehnic. Va fi o chestiune doar de voință politică să fie licitată execuția fără a se mai traversa furci caudine. 1. 2. Guvernul PSD, având în vedere că s-a făcut un studiu de fezabilitate afectat de niște probleme pe care le investighează DNA la Iași, Târgu Mureș, totuși, normal, legii pe care a promovat-o Parlamentul și a promulgat-o președintele, a finanțat și are în licitație completarea studiului de fezabilitate. Greșit și vă spun de ce. Pentru că dacă s-ar fi început cu SF plus PT, n-am fi ajuns în situația de a trebuia să completăm studii de fezabilitate. Avantajul SF cu PT este că atâta timp cât ai făcut studii de fezabilitate și în 2 ani ai și proiectul tehnic, acel proiect peste 20 de ani, tot așa se va face. Spre deosebire de multele SF-uri, asta e diferența între abordarea mea ca ministru, al guvernului PSD și predecesorii mei de toate culorile. Am susținut acest tip de abordare care este propriu și proiectului Ploiești-Pașcani, care la fel a fost pus de o manieră și nu de mine, că am luat și eu exemple de bune practici, a fost pus tot așa pe hartă, studiul de fezabilitate cu proiect tehnic, ceea ce va însemna că va avea și acord de mediu și dacă va vrea cineva să finanțeze vreodată aceste proiecte, politic vorbind, geostrategic vorbind. Da. Eu vreau să fac deliciu prezint și să vă spun cu câți m-am ciondănit pe strada aeroportului. Haideți să luăm așa istoric, că sunteți mulți. Păi să începem cu domnul Stavarache, să continuăm cu domnul Tescaru, să continuăm cu domnul Lucian, să continuăm cu domnul Bârzu, să continuăm cu domnul Stoican. Deci au fost toți primari, ori primari, ori viceprimari, cu atribuții de primar.
Și să încheiem cu cel din urmă, fostul nostru coleg de partid, domnul Nicola, care mai acum 3 ani era să doboare toate reporturile în finalizarea străzii aeroportului, în sensul că în iulie 2016 a zis că până de Crăciun în 2016 va fi gata strada. Ați văzut că ne-a luat 9 să o terminăm. Deci vreo 5-6 primari n-au vrut să... Nu știu, nu l-am uitat, cred că nu l-am uitat pe domnul Bârzu. Numărați și pe la deci vreo 6-7 primari care pur și simplu au ignorat acest obiectiv și au dat ochii peste cap, au zis că e de interes regional, că e de interes județean. Până la urmă, faptul că CJU a preluat frâile pe această investiție s-a dovedit de bun augur. S-a organizat licitație în 2018. A urmat o execuție contratimp, pentru că, dacă vă amintiți, eram tot aici, dar de partea dreaptă a mesei, când am pișcat subiectul atunci, eram nemulțumit de prestația administratorului public la primărie, domnul Chindruș, care vreo 6 luni n-a mișcat nicio hârtie pe mutarea utilităților, nu se putea trece la trama stradală fără să muți utilitățile. A ținut vreo 6 luni proiectul în loc, a fost un prim conflict între mine și primăria atunci, destul de diplomatic gestionat. Execuția chiar a fost contratimp, vă amintiți, în aprilie ne-am văzut aici și iată că astăzi, 20 decembrie, vineri, practic s-au terminat lucrările, mai sunt poate câteva pavele la trotuar, dar chiar în 24 de aceea s-a terminat acest obiectiv, care l-am urmărit, credeți-mă, cu sufletul la gură. O arteră importantă pentru imaginea județului, pentru aeroportul internațional, creează impresie și celui care intră în România sau în județul Bacău sau în municipiul Bacău și celui care pleacă din municipiul Bacău, fiind din alte județe limitrofe. Pe cât de mic totuși acest obiectiv în comparație cu centura, pentru că am văzut fel de fel de discuții, comentarii, dezbateri, că, domnule, la centură s-au făcut nu știu câți kilometri, nu știu cât, 45% din graficul de execuție, și voi nu terminați strada aeroportului. Da, dar strada aeroportului nu înseamnă doar asfalt și niște borduri. A însemnat și mână curentă și ați văzut și toate cablurile băgate în pământ, toate utilitățile schimbate sau la alimentare cu apă și canalizare s-au schimbat că nu se putea, era Schweiz rețeaua de alimentare cu apă, era perforată toată și nu se putea efectiv tasa. Mai apărut surprize neplăcute. Și a fost un șantier foarte, foarte complicat și sub sarcină, pentru că Consiliul Județean niciodată nu și-a permis să închidă vreun șantier, că a fost vorba de maternitate, că a fost vorba de modernizarea terminalului, că a fost vorba de strada aeroportului, toate au fost sub sarcină și e greu să lucrez sub sarcină și încă o dată felicit constructorul și echipa de la Consiliul Județean că au finalizat în ultimul ceas acest obiectiv și mă bucur că astăzi, în condiții mai vitrege de vreme, am putut să-l dăm o folosință. Marcat. Sunteți un câștigător în luptele politice. Aveți și experiență. Da, cam exigentă viața în Bacău a devenit, pentru că am văzut la decolmatare, de exemplu. Deși a început pe 1, ce nu s-a făcut în 6 ani, număra lumea în 5 luni. Pe 1 aprilie am început decolmatarea și am promis că pe 1 septembrie se va termina. Dom'le, pe 2 septembrie, dacă era gata, era prea târziu pentru un oraș care 6 ani a asistat la jungla aia urbană. Bun, strada Salinii, un alt obiectiv mic, dar important pentru imaginea județului. Ați văzut câte lupte și cu primarul de acolo. Podul la Unești este într-un grafic normal, firesc, va fi dat în funcțiune în totalitate undeva prin aprilie-mai anul viitor. De ce nu s-a făcut un pasul pe mai multe benzi? Pentru că așa a fost proiectul inițial făcut de vechiul primar al Uneștiului și când l-a depus actorul primar pe PNDL în 2017, era ca să nu piardă finanțarea și să nu mai piardă timp. Dacă mai stătea să reproiecteze și să extindă la 4 benzi, probabil nici astăzi nu era pot în execuție, având în vedere cum merg la noi achizițiile. Dar raporturile pe care le avem cu cetățenii și pe care ne le-am dorit a le avea cu cetățenii și atunci când am fost reprezentați la putere la nivel național. O să fac eu puțină politică. Vă spun eu, e primul șantier, primul obiectiv de investiții inaugurat în municipiul Bacău, unul din 3 ani și jumătate. Poftim. Și mușc și puțin. Este primul obiectiv cap-coadă de investiții, nu modernizări, finalizat în municipiul Bacău. Ceea ce este și trist și adevărat, dar într-un fel și dezamăgitor pentru noi, pentru că
ne-am fi dorit ca municipiul Bacău, primăria municipiului Bacău să aibă cât mai multe investiții date în funcție și cap-coadă finalizate. Aici este, vorbim de o investiție totuși a Consiliului Județean. Milioane de euro pe care vrem să le abordăm separat. Am nedrept să spunem că nu sunt, ele s-au văzut, dar există acest blocaj, am înțeles că undeva s-a blocat la Ministerul Justiției acest holding spitalice Sfânta Maria. Consimțirea lui din punct de vedere juridic. Da, dar exact. Din punct de vedere, eu am să fiu corect și cu actualul primar și cu primăria Bacău și am să spun următorul lucru. Nimeni, dacă era primarul Bacului, nu era mai avansat în ceea ce privește modernizarea Spitalului Municipal. Spitalul Municipal a rămas extrem de... Când a fost preluat în 2016 de actualul primar și primăria Bacău, era în mijlocul unor litigii profunde. S-au soluționat acele litigii în favoarea primăriei, s-a reproiectat funcție de complementaritatea între Spitalul Municipal și Spitalul Județean. Vă reamintesc că inițial a fost proiectat Spitalul Municipal în competiție cu Spitalul Județean, ceea ce nu era normal. S-a reproiectat, s-a scos la licitație restul de proiectat și acum înțeleg că s-a scos la licitație restul de executat, care va fi făcut de SSPM. Nimeni, dacă era primarul Bacului, nu era astăzi mai avansat în ceea ce înseamnă finalizarea Spitalului Municipal. O spun la fel de asumat și la fel de responsabil, cum am avut multe alte lucruri de reproșat actualului primar. Deci acolo, practic, a fost o chichiță juridică să... Nu. A fost... obiectivul în sine a fost prins într-un litigiu cu o firmă intrată în insolvență și a fost greu de refăcut foaia de parcurs. Dar consfințirea holdingului Sfânta Maria, într-adevăr, din punct de vedere juridic, a rămas blocat la Ministerul Justiției. Știți, cu justiția e mai complicat să discuți decât cu alte ministere. Așa înțeleg că lupta politică. Era, de ce, sunt aproape 2 ani de când s-a blocat, era ministrul domnul Tudorel Toader. Era ministru la justiție dumnealui, când s-a blocat de 2 ani, nu s-a reușit de blocarea acestei. Domnul președinte și domnul primar Nicolau au fost acum un an la domnul Toader. Deci tremează de foarte mult timp și lumea se întreabă de ce, adică e o chestie benefică pentru comunitatea. Și totuși la Ministerul Justiției este acolo un super. Două chestiuni, asta vreau să menționez și eu, că nu... S-a crezut că fără avizul ăla nu poate să meargă mai departe cu investițiile sau cu alocarea de bani în această investiție de către primărie. Nu, greșit. Deci se poate merge, ceea ce asta se întâmplă. Sigur că trebuie să fie vreo 6 luni după ce am semnat noi contractul ăla, după ce am avut raportul final avizat, sigur, și din minister și toate astea, pentru că are acest element de complementaritate, după care, sigur, a fost predat proiectanților să o regândească, a fost scos la licitație, acum să execută proiectarea, am înțeles. Deci asta a fost temerea, că noi nu putem merge mai departe fără acest aviz de la Ministerul Justiției.